selecția de fotografie a fost făcută total și integral de către Irina Tapalagă. A venit la mine, i-am pus toate pozele pe jos și am lăsat-o să caute ce a dorit. Și a ales așa de frumos, adică a ales ceea ce aș fi ales și eu. Până la urmă, nu este deloc o totalitate, adică sunt anumite crâmpeie dintr-o viață, dar mă reprezintă, ceea ce mi se pare deja foarte frumos și mă reprezintă așa cum mi-ar place mie să fiu reprezentat. Singura persoană care nu apare este Pina Bausch aici, pentru că nu am avut atunci fotografii cu ea, nici nu trecea prin minte să le fac, dar ceea ce e foarte frumos, că această absență a lui Pina Bausch este foarte prezentă. Din ce cauză? Pentru că această expoziție, care este în cadrul FNT-ului, unui festival de teatru și nu a unui festival de dans, mi se pare foarte simbolică. Faptul că Pina a fost luată în brațe, în primul rând, de oamenii de teatru și de-abia apoi, și nu integral, de oamenii de dans. Așa ca și Miriam Brăducanu, căreia Marian Constantinescu i-a dedicat acest festival, tot de teatru. Pentru că, în fond, dansul ce este? Este ceva care se face într-o clădire care se numește teatru. Deci este un particular al unui mai general, care este acest teatru. Și teatralitatea mă și reprezintă, ne reprezintă și ne și place. O iubim. Iubim teatrul și în acest fel, expoziția este teatrală, este într-un fel, desenează într-un fel un teatru al vieții. Apare și Miriam Brăducanu, care dansez și dansez în minte dintotdeauna, dar cu care am dansat foarte mult. Ruxandra Racoviță, o parteneră de viață, apare Dan Masacan, cu care am dirijat atâția ani, atâtea companii. Trei, de fapt, una la Nancy, una la Rennes și una la Paris. Și mai apar și eu din când în când. Una pe care o iubesc este una în care am o cipilică de bufon. Deci, din păcate, nu mai am nicio filmare de la acest spectacol. Se numea Java, cu muzică franțuzească, și o iubesc foarte tare. Pentru că mă reprezintă ca matematician Claude, cum și prezint. Pe lângă fotografii sunt și câteva desene de ale tale, schițe, manuscrise, poezii. Practic, e un fragment constituit din alte fragmente care punctează și alte preocupări ale tale pe lângă dans, pe lângă teatru, pe lângă matematică. Desenul e una dintre ele. Alt lucru foarte simbolic mi se pare faptul că Irina Tapalagă a știut să dibuiască în mine acel triplu personaj, care este nu numai acel al făcătorului de dans, dar și al celui care trasează linii și în spațiu, și în volum, dar și pe hârtie. Literele unei poezii sunt tot și ele, tot linii, tot dansuri, chiar în afara faptului că reprezintă un cuvânt care înseamnă ceva, desenul acela pe hârtie este foarte înrudit cu dansul, caligrafie, coreografie. Deci, pe undeva, am fost toată viața mea mai mult decât coregraf, un caligraf în spațiu, și m-a pasionat acest lucru. Deci această tripolaritate a mea a prins-o foarte bine Irina și pe una din fotografii a pus în roșu o fotografie cu Maia Plisețcaia, unde stăm, poemul pe care l-am scris, și a pus manuscrisul în roșu. Pielea de găină. Acel moment e un moment foarte important pentru mine, din cauza faptului că am dansat nu numai lângă o stea a dansului, și asta e formidabil, dar lângă un om pui de viu, ar spune eu. Adică o artistă, numai cu Miriam Brăducanu alături, am simțit această electricitate și această deznădejde și, în același timp, acea frumusețe extraordinară a omului care este total gol în fața publicului, în fața lui Dumnezeu, în fața stelelor. Există și un film în interiorul expoziției? Dacă expoziția ar fi un corp, ar avea și o inimă care pulsează și este un film. Este un film făcut din tot așa, din crâmpeie de filmări pe care le avusesem eu, cropite de Art 7 și de Zatelier Nomad. Deci tot
o gașcă de prieteni care a dat crâmpeie din lucruri care nu erau deloc de publicat și care au fost publicate și pulsează. Acest film pulsează în cadrul expoziției. Pe lângă expoziția asta, știu că mai ai și alte evenimente în cadrul Festivalului Național de Teatru, o lansare de carte, ai și câteva spectacole. În momentul în care m-am întâlnit cu Marina Constantinescu și mi-a propus această frumoasă sărbătoare, aș zice eu, mi-a spus, aș vrea o expoziție și aș vrea să-l reprezinte pe Gigi, cel dus cu Pluta. Și mi se pare foarte frumos acest lucru, pentru că asta sunt, finalmente. Și cartea este cu desene, făcute tot așa, la întâmplare și oriunde și oricum. Cu niște poeme scrise în neștire și în disperare și în momentul în care nu aveam unde și cum să dansez, scriam un poem sau desenam pe hârtie. Această carte se va numi Miroir. Am vrut ca titlul să fie în franceză pentru că e un cuvânt foarte frumos, internațional, lumea întreagă înțelege acest cuvânt, dar nu este mirror, ăla englezesc, ci miroir. Miroir vine de la verbul francez se mirer, să te uiți în oglindă, dar nu numai să te regardezi în oglindă, dar să te mirezi, adică să te și miri pe undeva, să are și cuvântul mirare în românește. Și vreau să spună că ceea ce se întâmplă în spatele oglinzii mă miră până și în ziua de azi și cred că va continua să mă mire o viață întreagă. De aici și titlul Miroir.